O dronă militară a căzut joi seara în insula mare a Brăilei, la 8 km de Brăila și 23 de km în interiorul teritoriului românesc. Este cel mai grav incident pentru noi de la începutul războiului pornit de Rusia contra Ucrainei, evenimentul cu cea mai mare pătrundere pe teritoriul României, susțin surse din cadrul forțelor de ordine. Ministerul Apărării Naționale, împreună cu structuri specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională desfășoară în prezent cercetarea incidentului la fața locului. Zona unde a căzut drona a fost izolată și păzită încă de noaptea trecută de poliție și jandarmerie. Ministerul Apărării Naționale a confirmat astăzi existența unor fragmente de dronă în insula Marea Brăilei. Numai puțin de trei drone rusești au căzut în România în 10 zile în septembrie 2023, ultima fiind descoperită pe 13 septembrie între satele Nufăru și Victoria din comuna Nufăru, județul Tulcea. În niciunul din cele trei cazuri anterioare, radarele României nu au detectat nimic.